Bună, iubițelelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă! Iubițelelor, am zis ca videoclipul de astăzi să fie un haul și nu orice fel de haul, dar un haul legat de realizarea manicurii. Și, mă rog, e ceva, nu ieși din comun, dar e ceva mai aparte. Și hai să încep cu obiectul cel mai mare pe care îl țin aici în fața mea și recunosc că mă cam incomodează și atunci să scăpăm mai întâi de dânsul. Uite, e vorba de o lampă UV și LED pentru a realiza manicurile cu ojă semipermanentă, cu lac de unghii semipermanent, respectiv cele din gel și acril, tot felul, gel acrilic, știi, tot felul de nebunii de genul acesta. Cu nu știu câte straturi, poți să faci tot felul de aplicații din acelea care nu cad pentru că nu sunt lipite doar cu un simplu lac de unghii transparent și cad chiar dacă puneți lipici pentru unghii, cad. Poate că țin o zi, două mai mult, dar cad. Așa că, uite, și acesta e cumpărat, e de la firma Senso Pro și e cumpărat de pe site-ul kitunghii.ro. Bine, sigur că sunt nenumărate site-uri de unde vă puteți voi cumpăra produsele de manicură, dar recunosc că mie îmi place foarte mult acest site, îl apreciez în mod deosebit și nu e ceva sponsorizat, aș vrea eu, dar nu e ceva sponsorizat, altfel ar fi apărut acolo că e o sponsorizare la mijloc, dar nu. Așa. Și uite, lampa, lămpița aceasta, bine, eu zic lămpiță că nu e uriașă, dar e mare, o să o vedeți imediat, în mărime naturală. Și scrie aici că e profesională, deci e pentru uz profesional, cu o durată de 50.000 de ore, deci teoretic, indiferent ce ar fi, ar trebui să vă țină 50.000 de ore să o puteți utiliza. Și ia să vedem ce mai avem noi aici. În fine, cam atât deocamdată în ceea ce privește ambalajul. Acesta e ambalajul extern. Hai să vedem acum cum arată efectiv lampa respectivă. Și uite, am să o scot și am să o țin așa puțin să o vedeți. Ea vine ambalată foarte frumos, inclusiv în acest înveliș foarte, foarte bun și foarte rezistent și chiar vă recomand să îl păstrați și să protejați lampa de praf în felul acesta, pentru că cutia, sigur, puteți ține lampa în cutie, dar parcă, știi, cutia aia e prea dură, prea aceasta, folia aceasta e și rezistentă, totuși pare rezistentă și e și moale, maleabilă, parcă e altceva. Și hai să vedem efectiv lampa. Stai să dau la o parte și acest înveliș, acest acoperământ. Și uite cum arată. O să îndepărtez și cablul. Aveți nevoie de acest cablu. Așa. Dar, în fine, nu stăm să-i facem prezentare, că nu are nimic aparte. Atâta tot că trebuie să aveți grijă de el, nu știu cum găsiți altceva. Eu, mie mi-a trebuit la un moment dat că îl pusesem în altă parte și vreau să spun că am încercat să folosesc alte tipuri de cabluri din acestea și nu au mers, așa încât să aveți grijă de cablul de alimentare, că nu știu, da, dacă găsiți ceva și e clar că nu e o mufă sau nu e ceva universal. Bun. Și acum uite cum arată. Eu am luat pe roz, deci e un roz foarte deschis, absolut superb. Uite. Și are dimensiuni apreciabile, adică na, se vede că mâna intră foarte ușor și rămâne acolo. Da, nu intră ambele mâini deodată, dar nu e nicio problemă. Și dedesubt e metalic și e turcoaz.
Așa, și aici sunt butonașele, ia să țin ca să vedeți mai bine, butonașele on și off, de pornire-oprire, și apoi cât e necesar să stai cu mâna în sub acele unde. Deci, sau mă rog, sub acea lumină. 5 secunde, 30 de secunde, 60 de secunde. Și voi apăsați pe unul dintre butoanele respective și, bineînțeles, puneți mâna înăuntru, apăsați pe butonul respectiv sau apăsați și introduceți mâna cum vreți voi, nu e o regulă. Așa, și în momentul în care s-au scurs cele 5 secunde, 30 de secunde sau 60 de secunde, lumina se întrerupe și reapăsați. Acum, ce să vă spun, eu chiar vă recomand această lampă, este absolut delicioasă, lăsând la o parte faptul că e minunată și, nu știu, e și prezentabilă așa, deci chiar dacă ți-ar sta într-un colț de dormitor, sigur, nu în mijlocul dormitorului, nu pe pat, vreau să zic că nu ar face notă discordantă. E absolut superbă, absolut delicată, e minunată și chiar vă recomand. Așa. Dar asta nu arunc, știi, să nu stricăm ceva. Acum hai să vedem în continuare ce am mai cumpărat în cadrul acestui haul. Am cumpărat și trei lacuri de unghii, hai să vi le arăt așa, tot de la Luxorize, așa, și uite nuanțele, deci uite care sunt nuanțele. Însă, da, e o ojă semi-permanentă, dar e o ojă termică, termocool. Și ce înseamnă lucrul acesta? Uite, de exemplu, eu acum sunt dată cu acest... Nu, acum sunt dată cu acest lac de unghii și îi vedeți culoarea. Uite, hai să vi-l arăt și așa. Deci, Luxorize, așa, termocool, e un lac de unghii semi-permanent. Observați degradeul și uite cum arată. Bun. Ei, ceea ce nu știe prea multă lume și, mă rog, eu un pic mai aparte la aceste lacuri de unghii, ele reacționează la căldură. Reacționează la căldura corpului uman și atunci partea aceasta, unghia, deci nu unghia care a crescut, ceea ce e în aer, cum ar veni, preia căldura corpului și va fi la culoarea temperaturii respective, iar restul va începe să... De exemplu, aceasta este nuanța pe care o... Deci, nuanța aceasta de pe unghii este, de fapt, această nuanță, o vedem, care la aplicare devine așa. Așadar, la aplicare, când corpul e cald și e cald în casă, aceasta e nuanța. Adică, practic, un roziu aproape transparent, un roz lăptos aproape transparent și chiar am să vreau, voi știți deja fobia mea, ca să-i spun în felul acesta, că nu prea agreez lucrurile acestea, lacurile acestea transparente și, da, mă rog, cât de cât vreau să se vadă, chiar dacă e un alb lăptos, un roziu lăptos, ceva, vreau să, un piersiciu lăptos, vreau să se vadă totuși, mă înțeleg, să fie un contrast, să se vadă, așa, ei, și aici nu prea este contrast. Vă spun sincer că dacă știam că așa se aplică, sper să nu fie cazul tuturor, adică sper să nu fie cazul și al acestei o clipă. Așa, sper să nu fie cazul și al acestei nuanțe, respectiv al acesteia. Sincer, sper să fie, da, să fie altă treabă la mijloc. Dar ce m-am gândit eu, având în vedere experiența cu acest lac de unghii, am zis că de acum încolo, până îl termin, cel puțin în ceea ce privește această nuanță, hai să vă
Uite și nuanța. Radiant Princess. Așa, am să folosesc un lac de unghii, un lac de unghii ca bază, într-o nuanță pe care o consider eu simpatică și că ar putea constitui o bază frumoasă, un fond mai contrastant pentru acest lac de unghii. Așa. Și dacă observați, vârfurile deja cumva sunt rozii. Dar am să vă arăt eu mai bine ce presupune lucrul acesta. Deci, la temperatura camerei, cam așa stau lucrurile, știi? Cam așa, cam asta e nuanța și nu prea mă satisface. În schimb, odată ieșit afară, cum e situația acum, când cel puțin în această zonă în care locuiesc eu, e foarte frig afară. Sunt temperaturi cu mult sub 0 grade sau oricum sub 0 grade, bine. Așa. Imediat își schimbă culoarea și se transformă într-un mov închis. Deci nu acest fucsia, nu această nuanță foarte frumoasă, ci efectiv într-un mov închis, închis, închis. Bun. Ceva de genul, uite, de genul acestui mov. Deci așa devine. Cum e capacul. În fine. Dar, știi, acum vreau să văd ce se va întâmpla și cu celelalte, care e culoarea de bază. Eu m-am mai uitat un pic pe internet la diferite tipuri de lacuri de unghii și nu e ca și cum toate ar fi transparente la aplicarea pe corp, pe unghie, știi, și se preia temperatura corpului și deci la temperatura ambientă caldă, atunci e incolor, ca în cazul acesta. Ci lacul de unghii poate avea diferite culori, nu știu, poate să fie un portocaliu deschis și să se vadă bine că e portocaliu deschis și să-și schimbe culoarea în momentul în care pui în mâinile în apă rece, vă arăt imediat cum o să se transforme culoarea pe unghii și așa mai departe. Dezamăgirea mea în ceea ce privește aceste lacuri de unghii e că tu pe site, și nu e vina site-ului, ferească Dumnezeu, tu vezi un degradé absolut minunat și te gândești că ceva e la mijloc, nu știu, poate aplici o lămpiță, poate vine cu, nu știu, cu o mică lanternă, știi, îți trec prin cap tot felul de chestii. Nu știu, că faci ceva și cum e la lacul de unghii magnetic. Deci faci tu ceva și se obține sau, nu știu, bagi mâinile în apă progresiv și se întâmplă ceva și îți realizezi acel degradé. Ei bine, nu, nu, și nici nu îl poți fixa, nu ai cu ce să-l fixezi. Deci asta e nemulțumirea mea. Chiar și în casă, în momentul în care te speli pe mâini, depinde dacă nu mai te speli pur și simplu cu apă rece sau apa care vine mai întâi pe, chiar dacă e caldă, știi, ai deschis robinetul de apă caldă, apa care vine prima dată nu e neapărat caldă deodată. În fine, vei avea unghiile în tot felul de degradeuri și câteodată nu e degradeul cel mai flatant. S-ar putea să te trezești cu o mână în roziul acesta, știi, în roziul acesta și să stea o perioadă așa și cu cealaltă mână să arate în felul acesta, eventual cu un pic de roz pe vârful unghiilor, știi? Deci, da, ce să zic, aici nu e vina nimănui, ca să zic așa, dar cert e că nu poți realiza acel degradeu. Ieși afară, singura chestie așa e că vara, de exemplu, vei avea pe unghii și afară această nuanță și pe măsură ce se schimbă anotimpurile, știi? Primăvara probabil că va fi, nu știu, un roz mai, nu, vei avea acest roz numai pe vârful unghiilor sau poate până la jumătate sau, știi, în funcție de cum e temperatura. Când e iarnă și sunt temperaturi mult sub 0 grade, aceasta se face efectiv un mov închis, 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 așa. Deci asta e singura satisfacție, știi? După care nuanțele se
transformă-se, în fine. Da, cam asta e, știi, e cu dus și întors, adică e și bine, e și rău. Da, eu mă gândeam că poate există ceva prin care fixezi, mă rog, acel degradeu, acel model între ghilimele pe care l-ai obținut, dar nu. Deci asta e singura așa și nu știu, am să văd cum o să arate pe unghii și și aceste două nuanțe, așa, dar ce să spun, da, și vă voi arăta, veți vedea și voi la momentul respectiv și mai vedem ce păreri schimbăm. Da, dar da, și o să vedem cum arată și pe un lac de unghii obișnuit, deci aplicate aceste, sau măcar acest lac de unghii, dacă acestea vor arăta bine în niște nuanțe care fac contrast pe unghie ca atare, ok. Aceasta să vedem cum va arăta culmea și cea mai închisă dintre ele, să vedem cum va arăta aplicată pe o bază, nu știu, pe un lac de unghii alb sau roz, în fine, sunt tot felul de nuanțe roz. Mă înțelegeți ce vreau să spun și o să vedem la momentul respectiv. Deocamdată, ce să zic, e frumos și așa, dar eu vreau totuși să îi aplic o bază și îmi plac aceste observați particule așa strălucitoare care au și ele efectul lor. În plus, întotdeauna această ojă semipermanentă îți protejează unghiile naturale, le permite să crească mai lungi, să nu se mai rupă, pentru că în sine unghia devine mai rezistentă. Un alt secret legat de, cel puțin de oja semipermanentă. De cele mai multe ori veți vedea că scrie se ține mâna 60 de secunde sau 120 de secunde. 60 de secunde dacă e LED, 120 de secunde dacă e UV. Asta n-ar fi nimic. Problema e că niciodată nu sunt numai atâtea secunde, întotdeauna e mult mai mult. Așa încât eu vă sfătuiesc să testați. Adică stați timpul respectiv, după care vedeți un pic cum reacționează, nu așa ca să nu duceți ce sau ce începe să se fixeze. Oricum, în cazul meu am constatat că trebuie să stai mai mult de acele 120 de secunde, nu știu, cred că au fost vreo 4 sesiuni de 120 de secunde, ceva de genul acesta. Măcar. Așa încât trebuie să aveți o răbdare, nu e stricată lampa, nu a pățit nimic lampa, lampa e în regulă, funcționează, dar nu sunt suficiente doar 60 de secunde sau 120 de secunde. Deci asta, știi, ca un mic secret, nu mai pun ghilimele, că chiar e pentru multe persoane un secret. În fine, un lucru pe care trebuie să-l descopere singure și nu e prea amuzant pentru că te gândești că poate lampa nu funcționează sau ai luat tu o lampă defectă sau a ajuns la tine o lampă defectă, știi? E amuzant, dar da, așa crezi până te lămurești ce trebuie făcut. Așa, și hai să facem acum experimentul. Uite, am aici, am pus în acest bol de sticlă, apă și eu țin așa, să sperăm că nu se încălzește prea repede, cam greu. Și acum îmi strecor, uite, hai să țin așa, am să-mi strecor, pun unghiile și uite, observați? Deja a reacționat, deja avem altă nuanță pe unghii. Mai stăm un pic și uite, mai mult a crescut, deci mai mult a crescut partea de fucsia, așa. Și dacă apa e chiar rece, 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 știi, uite, uite. Cam așa și afară, când sunt temperaturi sub 0 grade, uite, va fi un mov închis, închis, închis. Deci cam așa arată. După care imediat începe să pălească, uite. După care imediat pălește, imediat pe măsură ce, uite, observi? Imediat începe să pălească. Da.
Interesant, interesant, nu pot să zic nu, interesant. E interesant că, de exemplu, mergi pe stradă și pe stradă ai unghiile mov închis, ajungi într-un magazin, începe, știi, să se ducă din movul același să se transforme în acest roz fucsia, după care, dacă e încălzit bine, și de obicei sunt încălzite bine magazinele astea, îți rămâne unghia respectivă cu margini, știi, ca un French cu roz. Înțelegi? Ca un French cu roz, dar mai bine definit. În fine. Da, după cum vă spuneam, e cu dus și întors. Da, depinde. Eu mărturisesc sincer că voiam să ai o posibilitate de a fixa odată ce ți-ai ales, da, dar nu se poate. Bun. Odată cu această comandă, am primit și un cadou. Și ce să spun, sunt foarte încântată. E vorba de Starwinter Glam Celebrity Secret Bag. Așa se numește. Compania e românească, dar știi cum e, niciodată nu știi, nu știu dacă fac shipping internațional, poate fac sau e suficient să întreb și pentru că acum toate companiile de curierat care acționează sau aproape toate, oricum cele mai importante și cu care lucrează toate firmele din România, toate fac shipping internațional. Așa încât nu e o problemă să trimită în străinătate. Chiar nu e o problemă. Și au tarife foarte bune. Mă rog, acum sigur trebuie și ei să negocieze un pic, na, ca să nu fie în cazul în care, știi cum e, dacă ei nu au deja stabilit un protocol, pentru că au multă clientelă în străinătate sau au o anumită clientelă în străinătate, atunci. Și trebuie să stabilească lucrul ăsta numai pentru un client, nu e nicio problemă, dar s-ar putea tariful să fie un pic mai mare față de cel care ar trebui să fie în mod normal. Da. Mă rog, asta rămâne de văzut. Oricum, și hai să vedem ce cadouaș e aici, și e mai mult decât un cadouaș, că și eu am rămas uimită, foarte impresionată și super încântată. Așa, odată, o pilă de unghii Senzo Pro, tot așa, pentru uz profesional. Și uite, uite degradeul. Uite degradeul. E frumos, de ce să mint? E frumos. Și aici, uite, deja nu se mai vede decât pierit pe unghii. Și pe cea mică nici nu se mai vede nimic. Da. În fine. Deci, o pilă de unghii profesională de la Senzo Pro. Calitate italiană și rugozitatea 180 pe 240. Ele au diferite pilele de genul acesta, au diferite rugozități pentru că sunt menite unei piliri eficiente, inclusiv în cazul unghiilor false, unghiilor cu gel, unghiilor acrilice, și veți vedea că sunt eficiente. Foarte, foarte frumoasă pila. Hai să desfacem așa un pic și se simte rugozitatea. Da. Îmi place. Îmi place, e absolut deosebită. Și să primești cadou e extraordinar. Așa. Bun. Să vedem ce mai avem aici. Mai avem o pulbere din aceea. Tot Luxorize și e o pulbere din aceea care se aplică pe unghii, dar pe acril, pentru a le face în culoarea aceasta și pentru a le face tip oglindă, știi? Pentru a le face ca oglinda, cu acel luciu ca de oglindă. Mie îmi place foarte mult și o să ne distrăm. Să știți că eu deja am filmat videoclipul cu manicura aceasta și cât de curând urcă, probabil că mâine îl voi urca pe
îl voi urca și pe el și îl veți putea găsi și vă pun și link, o să vă pun linkul ca să găsiți ușor tot ce trebuie. Așa, ce mai avem aici? Mai avem un lac de unghii semi-permanent din gama Freedom, e vorba de gama Freedom Collection și uite care e nuanța. Și eu abia aștept să-l încerc, să vedem cum arată, cum se fixează în cele din urmă, se fixează la nuanța, în nuanța aceasta, se fixează mai, nu știu, mai puternic, ca o nuanță mai puternică, nu știu, că e mai puternică, că e mai palidă, că e fix la fel, nu știu, chiar abia aștept. Și uite, hai să vă arăt un pic și uite cum arată. Stai să îndepărtez așa excesul. Uite, se vede cât e de, se vede cât e de pigmentată și da. De mirosit, da, nu miros ele frumos, dar asta e. Că nu e, nu e, eu consider plăcut mirosul lacului de unghii cu acetonă în el, cu nu știu ce. E sigur, nu ca să stai, dar așa, la o, e plăcut, mă rog, în fine. Dar acestea, probabil și din cauza faptului că e o altă textură, e altceva. E un polimer care și polimerul miroase cum miroase, n-ai cum să-l, da, doar dacă vrei să-l parfumezi, așa. În fine. Da, pentru că el trebuie ținut la lampă. Pentru acelea dintre voi care au o anumită curiozitate și e o curiozitate întemeiată. Adică, poate unele dintre voi v-ați întrebat, măi, da, oja asta semi-permanentă, bun, la gelul acrilic, la unghiile false cu acril, înțeleg, dar oja aceasta semi-permanentă chiar trebuie neapărat să îți pui, să o pui la lampă, să-ți pui mâinile în lampă? Ce, nu poți o aplici și să-ți vezi tu de treaba ta ca pe o ojă normală? Ce tot atâta? E, păi asta e că nu poți. Adică tu poți, dar rămâne cum ai aplicat-o până în veci împururi. Adică cu aceeași textură și e ca untul. Adică nu îți rămâne, nu se întărește sub nicio formă, dar sub nicio formă nu se întărește, încât se duce la orice, doar dacă rămâi așa cu mâinile, știi, și nu mai faci nimic, dar nu văd la ce te-ar putea ajuta. Pentru că orice atingere, la orice atingere se duce, pentru că e ca și cum ar fi unt, ca parcă te-ai fi dat cu unt sau cu, nu știu, ulei sau ceva, înțelegeți voi ce vreau să zic. Deci, nu, o altă variantă nu există, nu, nu ai cum, vă trebuie neapărat lampă. Așa. Deci, uite iarăși ce lac de unghii minunat și chiar îmi place nuanța asta. Eu zic că mi se potrivește și mai ales dacă și-ar păstra culoarea aceasta, n-ar fi rău. În fine, vedem. O să vedem. Ia să vedem ce mai avem aici, că nu s-a terminat, că avem la cadouri, de nu e adevărat. Mai avem ceva. Ia uite ce bine arată, ia uite ce frumos e. Așa. Ia uite. Nu știu. Ah, uite așa. Deci, ia uite ce să mărim un pic. Uite. Gel Pro. Și în nuanța aceasta de aici. Rustic Canopy. Deci e chiar nuanța aceasta pe care, uite, aceasta e culoarea foarte, foarte interesantă. O să vedem cum se folosește și o să o folosim. Stai să mai restrângem un pic, nu foarte mult, așa, dar să mai restrângem cadrul. Și uite, e foarte frumoasă, e absolut superbă. Și uite culoarea. Chiar, uite, e un căpăcel și culoarea, uite cum arată, e chiar, ia uite, exact nuanța, abia aștept,
Exact nuanța respectivă. Abia aștept. Și știi ce e foarte interesant la acest site, kitunghii.ro? Ei fac să vă abonați la newsletter, sigur, dacă doriți, să vă abonați, pentru că ei fac tot felul de tutoriale și vă arată efectiv în transmisii. Așa, în direct vă arată efectiv cum se folosește acel rubber base, cum se folosește oja semipermanentă, cum tot felul, deci tot felul vă arată efectiv cum se folosesc produsele lor. Extraordinară și culoarea îmi place, deci îmi place, nu vă spun cât de mult îmi place, îmi place la nebunie. Așa. Și nu o să credeți, dar mai este un cadou aici. De data aceasta e vorba de un pix, dar eu mă bucur extraordinar de mult. Uite, cred că acestea sunt și culorile firmei și culorile site-ului, un pix de la Senzo Pro. Și da, îți notezi ce vrei tu. Da. Eu zic că ne putem distra, nu zice nimeni să nu mai mergem la manicură în oraș, ferească Dumnezeu. O să mergem la manicură în oraș, bineînțeles, dar ne putem distra și acasă, când avem chef, cu toate jucăriile acestea, care sunt absolut superbe. Așa, și nu o să credeți, nu o să credeți, și un voucher. Așa, un voucher 2 ori 10 RON, e un voucher cadou și trebuie să pui acolo un cod LOVE 10, deci LOVE 10 și acesta e valabil până la sfârșitul lunii februarie. Deci absolut superb. Ceea ce înseamnă că deci, primești acest voucher și ai două vouchere a câte 10 lei. Deci, da, bănuiesc că așa e, uite, Love 10, că altfel era Love, sau 20 odată, nu știu. Chiar am să, da, aici e o altă firmă, Senzo Pro, Luxorize, Senzo Pro și Revolux, firmele care probabil că participă la această, da. Sau nu, eu am să fac, da, am să îl folosesc și vă spun. Și altceva, avem kit unghii și pentru iubitoarele de machiaj, aceeași firmă deține și pensule de machiaj. Deci kit unghii e site-ul de pe care am cumpărat aceste produse pentru realizarea unei manicuri mai aparte. Așa, și pensule de machiaj e site-ul, nu știu, afiliat sau pur și simplu, nu știu care dintre ele e site-ul mamă, cred că Kit Unghii, în fine, nici nu contează. Ele sunt împreună, dar sigur am, vedeți, site-uri diferite. Și pensule de machiaj. Da, e super. E super și chiar îmi place și ca să zic așa, eu știu să apreciez o firmă când o firmă face asemenea eforturi, da, trebuie răsplătită și trebuie apreciată și vă spun, deci mie îmi place foarte mult, foarte mult acest site Kit Unghii. Și am să vă mai arăt ce am mai cumpărat de la ei și o să vedeți că nu vorbesc în van și nici măcar nu e vreo sponsorizare sau ceva, nu. Deci, pur și simplu. Așa. Iubițelelor, atât pentru ziua de astăzi. Voiam neapărat să vă arăt toate lucrurile acestea, pentru că tocmai ce le-am cumpărat și tocmai ce au venit și voiam să spun tocmai, m-am răzgândit și voiam să zic că tocmai ce a venit pachetul. Și deocamdată atât pe ziua de astăzi, chiar am să vă încerc să vă urc materialul așa. Iubițelelor, nu uitați să vă abonați. E foarte important, nu uitați să vă abonați și ne vedem aici zilnic cât de repede. Până atunci, eu vă sărut și vă zic pa, pa!